dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Nu exagerăm deloc dacă spunem că acesta este cel mai frumos loc din București. De aici ne pregătim pentru ziua îndrăgostiților și încercăm să sărbătorim iubirea, oferind cele mai frumoase cadouri și ce poate să fie mai frumos decât un buchet mare de flori. La asta ne gândim noi, de exemplu. Alături de mine este Nicu Bocan, ce este master florist internațional, îl apreciem și în reviste. Bună dimineața, mulțumesc, Nicu! Mulțumesc frumos pentru apreciere, în primul rând, și mulțumesc că ați venit. Haideți să vă arăt un pic exact, florăria. Obișnuim să primim acel buchet mare de trandafiri roșii, îl vedem și noi aici, parcă ne-am saturat, deși sunt foarte frumoși. Și Nicu, ne bazăm pe recomandările tale. Eu ce o să vă recomand câteva tipsuri în afara buchetului grandios din trandafiri roșii și aș merge un pic către mici inimi, dar delicate, făcute din flori, în principal din flori de primăvară și cu câțiva trandafiraj miniroza. Dar în formă de inimă. În formă de inimă, că suntem 14 februarie și luna februarie este luna îndrăgostiților, mai avem și dragobetele apoi. Deci toată luna, doamnele se bucură de... Văd că tu ai ales tot trandafiri. În alte combinații, încercăm să ne îndepărtăm de clasic. În alte combinații, avem buchetul în formă de inimă. Exact. Care este cromatic. Mie îmi place să cred că acestea sunt culorile iubirii, deci în combinația aceasta. Nu neapărat roșu, care da, e așteptat întotdeauna de toate, doamne. Știi ce, sunt curioasă pentru că te pricepi atât de bine. Ai fost în afară, te-ai inspirat de acolo, te-ai inspirat în toate locurile. Ce buchet oferi tu? Eu personal un buchet de frezii albe, 51 de frezii albe făcut pe rotund. Sau vă arăt un buchet simplu din lalele care sunt bătute și căruia de obicei, în perioada aceasta, îi anexăm o inimă, bineînțeles, mici detalii, care este o plantă de hoia. Am citit despre asta și chiar mă uitam pe internet și îmi imaginam că este o plantă cu foarte multe flori. Sunt mai multe tipuri? Sunt mai multe tipuri de hoia, dar aceasta e o plantă de hoia micuță, în formă de inimă, delicată, pe care poți să o primești fie într-un vas de sticlă ca acesta micuț, sau poate fi primită în buchet și apoi se ia din buchet, se plantează. E cu atât mai mare emoția cu cât stai și ai grijă de ea. Ok, dar pentru că este buchetul atât de micuț, alegem o singură plantă sau punem mai multe? Cum ar trebui să arate mai frumos? Eu cred într-o singură inimă, nu cred mai multe inimi. Corect, acum, cum dorești tu. Uite, haideți să arătăm și acest buchet de trandafiri. Este tot așa, sub formă de inimă. Da, avem aici o formă de inimă cu câteva cupe de orhidee Phalaenopsis peste. Iar dacă ar fi să alegem cele mai parfumate flori, pentru că aici miroase într-adevăr foarte frumos, păcat că nu puteți să simțiți și voi cei de acasă. Acesta este buchetul, care este o combinație de liliac cu frezii, cu câteva zambile și cu flori de cireș. Și din punctul meu de vedere, dacă mă întreb pe mine, eu așa îl văd pe buchetul de Sfântul Valentin. Deci ne îndepărtăm de florile acelea foarte mari, de buchetele mari, nu? Dar aceasta este o opțiune. Îmi plac și clienții care cumpără buchetele acelea foarte mari și iubesc și clienții care cumpără aceste buchete cu emoție. Da, mai ales că sunt foarte parfumate, sunt mici, sunt buchete pe care le faceți cu foarte multă grijă. Așa și încercăm de fiecare dată. Și încercați să faceți o combinație și de culori. Cromatică întotdeauna este, nu aș putea spune că e obligatoriu, dar vizual ar trebui întotdeauna să existe o legătură cromatică între nuanțe. Au început deja comenzile sau putem să venim direct în florărie să alegem buchetul? Pentru Sfântul Valentin puteți să veniți și în florărie să alegeți buchetul, pot fi comandate și online, dar... Tu ce știi cum le stă bine îndrăgostiților, sunt pe ultima zi. Lasă-mă gândeam, pentru că în această săptămână, duminică, sărbătorim ziua îndrăgostiților. Dar noi avem deschis în fiecare duminică. Aveți deschis, 20, nu? Da. Ca să aibă bărbații timp să vină să cumpere, să nu fie chiar pe ultima sută de metri. Te rog. Alte recomandări, alte culori. Bujori, lalele. Uite aici o nuanță foarte specială de Phalaenopsis, orhidee. Iar niște anemone care sunt anul acesta în trend, anemone duble. Da, sunt flori cu adevărat speciale, Nicu. Sunt florile primăverii în principal, aceasta este recomandarea noastră, deoarece primăvara trebuie să vină, ne bate la ușă, ce frumos este afară. Și noi deja am renunțat la geci mai devreme. Da. Îți mulțumim, Nicu, pentru recomandări și încercăm să ne orientăm și noi spre lucrurile pe care voi ni le recomandați și avem de unde alege, slavă Domnului, pentru că este o florire foarte mare. Sunt flori aduse din În principal sunt importate, dar avem și flori de la
producători autohtoni. Ne place și chiar ne bucură și am stabilit relații de prietenie de-a lungul anilor cu mulți producători. Bună, îți mulțumim, Nicu, că am citit informațiile de aici. Băieți, înapoi la voi.